Bună dimineața dragii mei urmăritori și bine v-am găsit la un nou episod din Tarot Cafe. Să știți că în această dimineață sunt foarte entuziasmat în legătură cu această citire pentru că da, este o citire inedită. În această duminică să știți că vă voi aduce niște mesaje legate de cartea sufletului vostru. Vorbim despre aspecte din viața voastră, atât din trecut cât și din prezent și probabil din viitor. Voi încerca cel mai mult în această citire să fac channeling pentru voi și să vă spun care este influența din viața voastră, influența energetică pe care o aveți și ce lucruri se află de fapt în cartea vieții voastre. Să știți că am adus aici mai multe elemente cu care voi lucra în această citire. Avem runele. Nu le-am mai folosit de foarte mult timp și m-am gândit să le folosesc, mai ales că uh, runele, din punctul meu de vedere, sunt niște instrumente chiar mult mai puternice decât cărțile de tarot. Avem și ceva cărți de oracol, dar, în principiu, mă voi baza pe ceea ce voi primi ca și mesaj prin channeling pentru voi. Așa că sper să fiți relaxați. Dacă nu sunteți relaxați-vă, fiți într-un loc liniștit în cămăruța voastră acolo cu cafeaua, cu biscuitele cum ne-am obișnuit și chiar sunt foarte curios să vedem care sunt mesajele pentru voi astăzi pentru că vreau să vă ajut din acest punct de vedere am primit multe mesaje de la voi în legătură cu această dezorientare, să spunem, sau acest haos pe care l a trăit, sunt mulți oameni care nu știu de ce li s-au întâmplat anumite lucruri sau ce trebuie să facă pe mai departe. Desigur, este o citire cu o energie colectivă, s-ar putea ca unii dintre voi să nu vă regăsiți, este normal să se întâmple lucrul acesta, însă voi încerca să fac tot posibilul să personalizez cât mai mult aceste mesaje pentru voi. Pentru cei care vor să se înscrie la cursul de inițiere în Arta Tarotului, revin cu această informație către voi. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un mesaj la numărul de WhatsApp afișat aici jos în descrierea clipului. Acolo o să vă trimit eu toate informațiile necesare. Nu uitați că înscrierile se fac între 1 octombrie și 30 octombrie. Locurile sunt limitate. Bun, dragii mei, așa cum am spus, în această emisiune o să vă aduc mesaje ale sufletului vostru. Și aici am uh, un animal care a fost venerat în uh, Egiptul Antic. Încă mai este venerat în anumite locuri ale lumii și anume o pisică. De aici să știți că voi extrage runele pentru fiecare dintre voi și să sperăm că vom primi mesaje de la ghizii spirituali care să vă ajute. Pentru că, de fapt, ăsta este scopul meu aici. Vreau să vă ajut să vedeți lucrurile într-o lumină cât mai potrivită pentru voi, să ieșiți din acele blocaje, din acele limitări, să învățați să vă apreciați mai mult, să vă iubiți mai mult și să înțelegeți că dacă ajungeți să vă cunoașteți pe voi înși vă, puteți să stăpâniți absolut orice. Bun, hai să vedem. Avem trei cărți, da? Trei cărți care vor vorbi despre sufletul vostru, despre viața voastră, despre evenimentul sau evenimentele care vă au afectat cel mai mult în anul 2024. Așa că vreau să fiți foarte atenți și să faceți această alegere cu multă înțelepciune. Vă las cu următorul filmuleț să faceți alegerea cărții voastre, iar eu revin în câteva secunde. Salutare, dragul meu, numărul 1. Ce faci? Cum ești? Sper că te-ai așezat liniștit, sper că ești relaxat și bine în această duminică, pentru că, așa cum am spus în intro, voi încerca să fac channeling pentru tine și să captezi cele mai importante mesaje care să te ajute. În fiecare carte există două mesaje. Un mesaj al bagajului karmic și un mesaj ancestral. Nu știu despre ce este vorba. Cu siguranță îmi vor veni mesajele la momentul potrivit. Aceasta este carticica pe care tu ai ales-o. Asta este cartea sufletului tău. Verde. Este și o busolă aici. Iar eu voi deschide această carte pe care tu ai ales-o și să vedem. Care sunt mesajele din interior? Ok. Două mesaje, așa cum am spus. Iar aceste două mesaje vin în felul următor. Avem primul mesaj pentru tine. Surrender. Ai o legătură foarte importantă. Cu linia feminină din familia ta, din arborele tău genealogic, femei foarte independente, femei foarte puternice, cu un caracter foarte frumos construit, însă cea mai mare problemă a femeilor din familia ta a fost această restricționare a libertății sau a creativității parcă nu au fost lăsate să se exprime. Este de înțeles până la urmă pentru că știm foarte bine prin ce, a trecut, prin ce au trecut femeile acum sute de ani. Ai avut femei cu un spirit artistic în familia ta, să știi. Probabil că și acum moștenești, să spunem, tu, indiferent că ești bărbat sau femeie, moștenești această latură artistică destul de mult. Avem acest mesaj, așa cum ți-am spus, surrender. Asta înseamnă abandonează-te sau renunță, probleme legate de control aici la tine, iar ca și bagaj karmic pe care tu l-ai avut și îl ai și în acest moment, vorbește despre casa a șaptea. Asta înseamnă casa parteneriatelor. Casa relațiilor, casa căsătorilor și așa mai departe. Ai căutat întotdeauna această balanță, această cooperare, această armonie, practic, stabilitate și ai visat, să spunem, la acest partener care să fie foarte, foarte aproape de, de, sufletul tău. Ceea ce mi se transmite în momentul de față, dragul meu numărul 1, cu aceste două cărți, este în felul următor. Sunt două mesaje pe care le captez aici. Și anume, primul mesaj vine și îți spune că te afli într-o relație pe care tu simți că trebuie să o abandonezi, simți că trebuie să o lași să renunți la ea. Îți este foarte greu, dar eu cred că anul ăsta tu te-ai gândit foarte mult la aspectul acesta. Iar al doilea lucru pe care îl simt aici este legat de faptul că voi, cei de la numărul 1, ați trecut în acest an deja prin acest, să spunem, vortex al unei suferințe care practic a venit din despărțire, a venit dintr-o despărțire, a venit dintr-un divorț. Casa a șaptea, repet, este foarte puternic impactată cu tot ce înseamnă casa relațiilor și asta înseamnă că în cartea vieții tale, în cartea sufletului tău, se arată foarte multe... Um, foarte multe neînțelegeri cu cei din jur, și nu numai neînțelegeri, eu cred că și partea asta cu familia ta nu a fost foarte bine închegată, adică nu te-ai simțit niciodată foarte apropiat de cei din familie, de veri, mătuși și unghi și așa mai departe, poate ai avut o legătură cu bunicii, mai puternică, în rest nu prea te implicat în relațiile de familie, arată un bagaj karmic clar care vine pe zona relațiilor. Și ce înseamnă asta? Nu înseamnă neapărat că nu poți să ai o relație armonioasă sau frumoasă, înseamnă că de cele mai multe ori în relațiile pe care le-ai avut, tu ai fost cel care, să spunem, a făcut lucrurile, tu ai fost cel care a trebuit să împingi de la spate, să-ți motivezi partenerul să facă tot felul de lucruri, Poate ai fost cel cea care cumva a susținut relația din mai multe puncte de vedere. Când vorbim despre un bagaj karmic al relațiilor, vorbim despre dificultăți de comunicare și de înțelegere aici. Și totodată cred că tu te-ai simțit într-adevăr neînțeles sau neînțeleasă în relațiile pe care le-ai avut. Mai mult decât atât, relațiile cred că la tine nu au durat mai mult de câțiva ani. Ce poți să simți aici este ceva legat de trei, 5 sau 7 ani. Chiar dacă poate unii dintre voi ați continuat în relații și după această perioadă pe care v-am spus eu mai devreme 3 5 7. O relație uh, se termină energetic cu mult înainte de a lua noi decizia practic de a ne despărți fizic. Asta este ceea ce pot să captez la tine. Bagajul karmic legat de relații, corectitudine, fair play, dacă eu mă porc cu tine într-un fel, am aceeași așteptare de la tine, însă de cele mai multe ori aceste așteptări ale tale au fost, bineînțeles, te-au dezamăgit, da? ca să spunem așa. Mai mult decât atât, conjuncturi foarte strani cu cei din jurul tău adică oameni care nu fac parte din familia ta, nu -ți sunt rude, dar cu toate acestea au apelat foarte mult la tine, la ajutorul tău pe parcursul vieții tale. Te simți întotdeauna nu ca un iubit sau iubită, te simți mai mult ca un psiholog alături de cei din jurul tău. Parcă întotdeauna a trebuit să-i să faci tu să înțeleagă să să fie motivați, uh, oameni care s-au plâns la tine, care se plâng la tine, dar trebuie să vezi și partea bună din aceste situații, să știi. Pentru că într-adevăr tu ești un suflet înțelept aici. Deși te-a preocupat pe parcursul vieții foarte mult această zona a relațiilor, pentru că în fond și la urma urmei cred că indiferent cât de spiritual suntem sau cât de uh, Credincioși am fi, până la urmă, avem nevoie să trăim toate aceste experiențe ale acestei lumi și, desigur, că ți-ai pus de foarte multe ori întrebarea de ce, dacă eu sunt în felul acesta, de ce nu găsesc o persoană lângă care să mă simt bine, să mă simt liniștit, să nu mai fac pe psihologul, să nu mai fac pe Salvatorul. De ce? De ce s-au întâmplat lucrurile astea? Ce mai pot să simt aici la tine este faptul că partenerii pe care i-ai avut au avut diferite probleme comportamentale sau chiar psihologice. Ți-ai dat seama de aceste aspecte destul de târziu, poate chiar spre terminarea relației și după ce s-au terminat relațiile pe care le-ai avut, oamenii ăștia parcă au înflorit așa dintr-o dată, nu? <laughs> da, pentru că deși au fost despărțiri aici la unul destul de dureroase, să le numim așa, partenerii tăi uh, au învățat ceva, să știi, chiar dacă nu ți-au spus niciodată, chiar dacă poate nu s-au mai întors, ai rămas acolo prezent-prezentă în energia lor, în viața lor și să știi că au luat lecțiile de care au avut ei nevoie până la urmă. Nu te mira de singurătate, nu te critica, nu te judeca, asta mi se arată în cartea vieții tale. Au fost și lucruri probabil legate de moșteniri, simt aici o persoană care... Cumva a făcut o succesiune poate după mamă sau după tată asta acum mai mult timp ceva legat de case terenuri și așa mai departe un lucru care nu neapărat ți-a plăcut dar a trebuit să-l faci um, și o legătură foarte puternică cu tot ce înseamnă rădăcina ta pământul mi se arată aici natura. Și cred că unii dintre voi și astăzi practic visați să ajungeți în acel loc frumos, poate unde există munți, unde există dealuri, unde este foarte multă verdeață. Doriți să vă îndreptați către această zonă, să spunem, a naturii, pentru că, da, s-au înțeles foarte multe lucruri anul ăsta, și din punct de vedere relațional și din punct de vedere spiritual, mi se pare că ai crescut foarte mult anul ăsta. Deci Anul asta pentru tine a fost într-adevăr foarte important și te a ajutat foarte mult să vezi viața, să vezi viața în folosul tău, pentru că ai avut perioade în care eu cred că ai funcționat cumva împotriva ta. Bun, hai să vedem care este și mesajul runelor. Nu mă voi uita. Ok, și cred că este Fehu, dacă nu mă înșel. Aceasta este runata. Fehu este o rună foarte bună. Mesajul ăsta îmi arată ceea ce scrie de fapt în cartea vieții tale pentru viitorul tău. Și eu am aici o carte a runelor. Voi încerca să îți citesc, ia să vedem unde avem noi aici, Fehu, Fehu, ok, 22, deci acum îți voi citi practic ce înseamnă această rună, m-am gândit să fac așa ca să nu distorsionez mesajele, Fehu este numerotată cu cifra 1 și are un statut special în divinație. Ea reprezintă intervenția divină, nu simbolizează o persoană, ea reprezintă influența străbunilor. Vezi exact ce ți-am spus mai devreme? Sunt spirite, sunt suflete de dincolo care pe tine te ghidează și cred că în momentele cele mai grele din viața ta ți-ai visat bunicul, bunica, poate părinții. Tatăl, dacă nu mai este. În rest, nu prea ai avut de-a face cu oamenii din familia ta, pentru că nici nu te-ai simțit conectat cu aceștia, ți-au fost trăini. Bun, hai să vedem ce înseamnă fecu pentru tine în viitor. Aduc bunăstarea materială, nu este vorba de câștigul imediat, ci despre rezultatul muncii asidue anunți momentul în care te poți bucura de roadele muncii tale, proiectul pe care l-ai început de atâta timp dă acum rezultate și vei avea șansa de a te bucura de împlinirea visului tău. Dacă mă întreb despre relația ta cu persoana iubită, îți spun că a venit momentul în care te poți bucura de rezultatul răbdării de care ai dat dovadă. Persoana iubită apreciază efortul tău de a o accepta așa cum este și are de gând să-ți facă o surpriză plăcută. Când munca e o plăcere, viața e frumoasă. Când munca e o povară, viața e robie. Aici este un citat de Maxim Gorky. Fehu este runa care aduce momentul în care culegi roadele muncii tale. Nimic nu te poate face să te întristezi. Este momentul în care persoana iubită ți este alături trup și suflet, iar familia ta este împlinită. Pentru cei singuri, este vorba de o realizare financiară, runa aduce în o viață socială bogată. Ai șansa de a-ți face multe cunoștințe noi, dar nu înseamnă neapărat că vei întâlni pe cineva care să-ți fie alături. Totuși, dacă pentru cei singuri nu este momentul pentru dragoste, ei pot simți bucuria realizării pe plan material. Toate proiectele vechi sunt favorizate și ideile noi de afaceri pot fi geniale. Caută acum un ajutor în prieten pentru că ei îți vor fi alături. Ca niciodată persoane importante din sfera profesională te vor aproba și îți vor oferi șansa nesperată. Acum te bucuri de atenția celor ce cred în tine și în capacitatea ta de a face ceva cu viața ta. Pe plan social ești foarte bine văzut și îți vei face foarte mulți aliați de bază. S-am citit așa câteva elemente foarte importante ale acestei rune, pentru că este într adevăr o rună care vorbește despre succes, vorbește despre material, despre abundență dar așa cum susține și autorul în carte, este o rună care arată abundența care vine în urma unei baze pe care tu o ai deja, a unor proiecte vechi pe care tu le ai deja. Și simt să-ți spun că aici, în cartea vieții tale, mi se pare că această abundență pe care tu o ai, încă nu ai accesat-o în totalitate. Mai sunt niște daruri aici de care tu trebuie să să te folosești. Pe unele le vei descoperi pe parcurs, viitorul tău din punctul ăsta de vedere arată foarte bine, mi se pare că vei fi stabil financiar, vei fi o persoană cunoscută, vei fi o persoană care va avea, are și acum, dar faptul că anul ăsta pentru tine a fost o foarte mare lecție. În relațiile tale, probabil că ai făcut o pauză sau probabil că chiar ai abandonat uh, jobul și lucrurile pe care le ai făcut tocmai ca să ți revii. Dar, repet, este o rună care îți asigură succesul. Îți asigură succesul. Wow, hai să vedem ce spun și cărțile de oracol. sunt două mesaje pentru tine aici. New love, wow, speak the language of love. Îmbrățișează oportunitatea unei noi iubiri care îți va aduce foarte multă creștere spirituală. Cred că aici amândoi o să crește spiritual, iată. Da, pentru că fehu mai este și o rună norocului. Este o rună care aduce oameni, practic, cu suflete foarte asemănătoare împreună. Este o nouă iubire aici pentru tine să știi în viitorul tău. Eu cred că vei fi fericit și uite că părerea mea este că pe tine Dumnezeu te va binecuvânta cu foarte multe lucruri. Poate nu vezi acum chestia asta, poate ți se pare că este aproape imposibil, însă eu cred că vei întâlni o persoană cu care vei vorbi aceeași limbă în iubire. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Cuvintele drăgăstoase, cuvintele de iubire, au puterea de a schimba vieți, inclusiv pe a ta. Vei împărtăși aici o foarte mare dragoste cu cineva. Vei împărtăși acea iubire spirituală, în primul rând. Voi o să vă întâlniți în spirit. Și o să simți chestia asta în momentul în care o să vezi această persoană, o să, o să te cutremure în sufletul tău. S-ar putea ca unii dintre voi deja să aveți această persoană în viața voastră. Simt că pentru unii dintre voi deja este acolo în viața voastră. Dragul meu, numărul 1, Cartea vieții tale vorbește despre foarte multă afecțiune, despre foarte multă dragoste, în ciuda evenimentelor care ție ți s-au întâmplat, pentru că acesta este bagajul tău. Până la urmă vorbim despre aceste renunțări, adică a ști când să renunți, a ști când să abandonezi o relație sau chiar o comunicare cu cineva și aici nu mă refer numai la relațiile de iubire și la relațiile de prietenie. Asta pentru că foarte mulți ani te-ai bazat pe asta și te-ai bazat pe ceilalți și ai vrut să, să fii acolo cu ei, dar pe parcurs ai dat seama că de fapt tu ai venit aici ca o entitate individuală și cam tot așa o să pleci de pe acest pământ, totul ține numai de tine, um, foarte multă prosperitate simt la tine în viitor și Cred că, așa, peste ani de zile, o să te afli într-un loc mult visat acum de tine. Și o să-ți fie foarte, foarte bine. Îți mulțumesc mult că mi-ai fost alături, sper că te-au ajutat aceste mesaje, sper că te-au încurajat și că-ți-au dat vibe necesar de a merge înainte, pentru că nu există înapoi. Ai încredere în tine și ai încredere în ceea ce-ți este hărăzit de către Dumnezeu. Mergem mai departe la cei care au ales cartea cu numărul 2. Salutare, dragul meu numărul 2, și bine te-am găsit la citirea ta și la cartea vieții tale, a sufletului tău. Ce zici, să o desfacem? Hai să o desfacem, da, este o carte minunată. Aceasta este cartea pe care tu ai ales-o. Și hai să vedem. O deschidem. Uite, wow. Să vedem ce se întâmplă cu viața ta, ce este scris aici în viața ta. Și la tine avem două cărți. Și mesajele sunt următoarele. Primul mesaj. Este Divine Timing. Timpul Divin. Lucrurile se întâmplă la momentul potrivit. Lucrurile, evenimentele din viața ta s-au întâmplat în momentul potrivit. Aici sunteți persoane care v-ați îndoit de anumite alegeri pe care le-ați făcut. Dacă a fost ok ale, alegerea pe care ați luat-o, dacă poate trebuia să mai așteptați, dacă nu cumva v-ați grăbit. Însă, Universul îți spune că nimic nu este pierdut. De fapt, tu nu ai pierdut nimic, ci a fost necesar pentru tine să începi o nouă viață anul acesta. Dacă nu ar fi fost anul ăsta, s-ar putea ca unii dintre voi nici să nu mai fi prins un alt tren către această nouă călătorie pe care ați făcut-o anul ăsta. Din punct de vedere spiritual mă refer aici, da, și al transformării voastre. Iată, Divine Timing. Mesajul cu numărul 2, din Cartea Sufletului cu numărul 2, care vorbește despre sincronicitate, despre faptul că a fost cel mai potrivit moment ca ție să ți se întâmple această schimbare și această transformare. Și faptul că ai întâlnit o persoană anul ăsta care ți-a schimbat viața într-adevăr sau te-a ajutat, să spunem, în procesul ăsta de schimbare foarte, foarte mult, la fel această persoană a fost pusă de către Dumnezeu, pentru că dacă n-ai fi avut această persoană, nu știu dacă ai fi avut neapărat curajul să faci această schimbare. Deci Dumnezeu a știut foarte bine cum să lucreze cu tine. Dumnezeu știe întotdeauna cum să lucreze cu fiecare dintre noi. Are metodele lui Ok, dacă vorbim despre impasul pe care tu l-ai avut anul ăsta, despre ceea ce a trebuit practic să înveți în urma acestei experiențe prin care tu ai trecut, despre bagajul karmic cu care tu ai venit, îți spun că cea mai afectată casă din punct de vedere energetic la tine a fost casa cincea aici, care vorbește despre copii, despre creativitate poate lipsa copiilor, lipsa unei familii. Însă casa a cincea este o casă aleului în mod normal, o casă care arată în primul și în primul rând inițiativa, arată um, puterea de decizie. Eu cred că tu aici te-ai confruntat de foarte multe ori cu un impas în a decide pentru tine în a fi pentru tine, în a ieși mai mult în față. Simt că aici, la numărul 2, sunt persoane care au atâtea daruri frumoase, dar din timiditate, din uh, uh, faptul că poate în copilărie au fost, uh, parcă nu au fost văzuți, da? nu, nu li s-a spus uite, chestia asta pe care ai făcut-o, ai făcut-o bine. Și nu, nu mă refer aici la laude neapărat, că nimeni nu caută laude în principiu, dar să fie încurajat să facă ceva. Din această cauză, pe parcursul vieții, tu te-ai confruntat cu uh, această timorare a ta și, practic, ai ales la un moment dat să stai mai mult în spate. Simt aici că anul acesta, 2024, pentru tine a fost un an foarte apăsător, nu vreau să-i spun trist, dar a fost foarte apăsător pentru că, practic, zarurile s-au aruncat în 2024. Zarurile în legătură cu realitatea în care trăiai, în legătură cu viața ta de atunci, care începuse să fie din ce în ce mai nefericită, efectiv s-au aruncat aceste zaruri și a trebuit să alegi exact ce o să faci pe mai departe. Sigur că nu ți-a fost ușor, dar uite că această experiență pe tine te-a învățat să te bucuri pentru că nu te mai bucurai. Poate cineva te a ținut să spunem te-a ținut să nu trăiești această bucurie, deși simt că aici au fost persoane care au făcut-o cu consimțământul lor. Adică, dacă vorbim despre o relație sau despre o căznicie, da, ai realizat foarte târziu că, de fapt, nu te mai ducea nicăieri, că tu nu te mai bucurai, că sufletul tău parcă se întrista din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că aici vorbim și despre copilul interior. Lucruri, evenimente care. Poate nu au fost trăite, nu au fost trăite, sentimente care au fost închise, care au fost reprimate. Este o casă care vorbește despre creativitate, despre scenă, despre vizibilitate, despre autenticitate da? și conexiuni foarte puternice cu ceacra inimii. Oamenii care de cele mai multe ori au probleme cardiace sunt oamenii care au suferit din dragoste sau care au suferit din lipsa iubirii, din lipsa afecțiunii, din lipsa înțelegerii. Ei sunt cei care dezvoltă în timp aceste afecțiuni cardiace. Cred că sunteți printre voi oameni care au făcut operații pe inimă pe parcursul vieții. Cred că anul ăsta ce ai putut să experimentezi și să înveți totodată a fost legat de libertatea ta de exprimare, de libertatea ta în general, o combinație între distracție, romantism și libertate. Asta simt la tine. Asta este un bagaj cu care tu vii. Casa 5A și lecția pe care tu ai avut-o de învățat anul ăsta cel mai mult din cartea vieții tale, îți spun, este maturitatea, este responsabilitatea, responsabilitatea acțiunilor tale, a cuvintelor tale. Ai înțeles că, de fapt, nimeni nu a fost vinovat de ceea ce ți s-a întâmplat, ci tu ai ales la un moment dat să treci prin acea experiență. Desigur, n-ai știut unde te va duce, n-ai știut cum se vor termina lucrurile, dar tu ai ales și aduți aminte acum că tu ai ales să faci asta. Totul a fost cu consimțământul tău. La fel cum ai ales în anul 2024 să pleci de acolo. Pentru că tot tu ai fost cel care a ales. Și acum observi ambele Decizii cu consecințele lor. A fost o chestiune dramatică aici. Cred că ai reușit să faci față pentru că ai mai avut pe cineva lângă tine. Cineva aici la numărul 2, fie că ești tu, fie că a fost partenerul, a avut ori un temperament copilăresc. S-a purtat foarte imatur, foarte irresponsabil, sau pe cealaltă parte putem vorbi despre niște discuții sau o suferință a unia dintre voi legată de uh, lipsa familiei sau de lipsa copiilor. Cineva poate nu a putut să facă copii aici da? și a existat această frustrare. Foarte multe sentimente contradictorii. Resentimente, cineva a rămas cu resentimente după tine. Dragul meu, numărul 2. Bagajul karmic și să spunem energia uh, și lecția totodată a ta este de a învăța să te bucuri de ceea ce ai, de a te înv a învăța să. Te bucur de simplitate și de libertatea ta în același timp. Știu că a fost greu, și știu că este greu pentru că și în libertatea asta simțim nevoia ca să fie cineva lângă noi care să ne susțină. Eu cred totuși că ai pe cineva care face asta deja alături de tine, dar um, tu mi se pare că dacă nu. Treceai prin experiența asta, tu dădeai din tine până când efectiv nu mai aveai ce să mai dai. Și așa cred că experiența asta s-a întâmplat cam pe ultima sută de metri. Adică, Universul a încercat să te scoată de acolo și să-ți arate și oamenii pe care aveai pe lângă tine, până și pe partenerul tău care, dintr-un punct de vedere, mi se pare că era mai sau ți era mai inferior sau, sau probabil așa se simțea persoana cealaltă lângă tine, se simțea inferior, inferioară. Fie că, nu știu, este profesional, fie că este financiar, deși te respecta, asta mi se transmite că te-a respectat, te-a văzut ca pe o persoană înaltă, din punct de vedere spiritual, acolo vorbim și de o ușoară invidie, chiar dacă nu s-a recunoscut niciodată. Deci dacă tu continuai cu chestia asta, efectiv, te goleai de tot. <sus> nu mai aveai ce să mai dai acolo. Universul a venit, te-a scos de acolo și ți-a spus: Băi, ia uită-te puțin la tine. Uită-te puțin la tine. Orientează-te puțin și spre tine. Ia vezi cine ești, cum ești, de ce nu ești bine. Ce a influențat starea asta în care tu erai. Oare tu, singur sau cu ajutorul cuiva? Erai foarte răsfirat, asta simt, foarte răsfirat în multe direcții. Problemele lor parcă erau problemele tale, problemele lui sau ale ei erau tot problemele tale. Iar în momentul în care tu încercai să te faci auzit și să faci văzut, niciun semnal. Hai să vedem care este viitorul. Îți voi extrage runa. OK. Bun. OK. Această rună vorbește despre ceea ce urmează să se întâmple în viitorul tău. Hai să vedem, pentru că sincer niciun nu știu. Ce este această rună? Hai să deschidem manualul, să o găsesc. Ok, este Laguz. Da, și așa este în poziția aceasta. Deci aceasta este runa Laguz. Hai să vedem ce înseamnă pentru tine și pentru viitorul tău. Intuiția este concepția încrezătoare a unei minți simple și atente care apare doar din lumina rațiunii și este mai certă decât deducția. Runa la guz este numerotată cu cifra 21. Este runa apei, a calităților de medium, a capacității de a comunica cu cei ce au plecat de pe această lume. Ai o legătură foarte puternică cu sfinții tu aici. Oamenii aceștia pe care tu îi venerezi, simți foarte apropiați de tine, ai trăit într-o țară exotică, într-o altă viață anterioară, asta mi-a venit acum ca și imagine. Um, oameni din familie pe care tu i visezi, care nu mai sunt aici. Bun. Eu sunt la gust și sunt runa ce aduce în viața dumneavoastră semnalul că cineva apropiat, care a părăsit această lume, caută să vă comunice ceva. Fii deschis din toate punctele de vedere și privește atent în jurul tău. Spiritul va lua legătura cu tine în vis sau prin sfaturile ce vin de la prieteni. Vin să vă anunț că, tă, că vă așteaptă o perioadă de schimbări fundamentale și de teste ce trebuie trecute. Credința ta e mare și e pusă la încercare. Acum e momentul să dovediți că o puteți păstra în orice situație. Caracterul acestei rune este unul profund feminin. Este latura senzuală a sexualității, și în viața ta vine acum perioada în care te vei bucura de plăcere în compania unei persoane iubite, persoană care va exercita o mare influență asupra ta. Caută să faci diferența între sex și dragoste, pentru că sunt două lucruri foarte diferite. De asemenea, este semnalul că o persoană ce a murit caută să-ți comunice ceva. Vei avea un vis, o previziune pe care, dacă le vei asculta, vei trece peste o cumpănă în viața ta. Bazează-te pe intuiție și nu vei greși. Ferește-te de apă pentru că există pericolul de nec. E posibil să fie vorba de o furtună mare, iar pentru marinari înseamnă că vor face o călătorie pe apă ce le va pune, în viața, ce le va pune viața în pericol. Fie că este vorba de persoane implicate într-o relație, fie că este vorba de persoane care încă își caută pe cineva, Runa spune că răspunsul la întrebarea ce o adresează îl află în suflet. Inima lor le spune adevărul și dacă nu ascultă de vocea intuiției, vor avea probleme mari. Poate ai acum o presimțire ce se va dovedi adevărată sau poate cei care sunt singuri întâlnesc acum o persoană cu totul specială ce le va fi alături toată viața și simt asta din suflet vocea interioară vă vorbește clar și trebuie să-i dați atenție așteptați așadar răspunsul pentru că el nu va întârzia să vină ce e mai important este că indiferent dacă runa apare dreaptă sau întoarsă trebuie să dați ceva de pomană pentru strămoși ei te-au ajutat cu ceva anume și acum le dați ceva în schimb runa guz, runa cu numărul 21 deci iată am simțit și eu pentru că dacă vorbim despre casa a cincea, vorbim și despre sexualitatea acolo, da? despre uh, o casă a plăcerilor cumva. Deci la tine aici a fost și este vorba și despre niște secrete de ale tale, legate poate de felul în care simți sexualitatea, de sexualitate în general, poate de orientare, de anumite lucruri la care tu te gândești, dar nu ai putut să le vorbești cu nimeni niciodată. Ăsta a fost probabil, nu știu, evenimentul care ți-a creat acest trigger și din care tu ai învățat foarte, foarte mult anul acesta. De aceea cred că ai ales această libertate și ai ales poate să recunoști și să-ți recunoști niște aspecte pe care tu le-ai acolo în sufletul tău. Întotdeauna adevărul ne va face liber și asta o spun de fiecare dată și este un mare act de curaj faptul că tu ai văzut într-adevăr adevărul, chiar dacă asta a adus în viața ta schimbări foarte, foarte mari. Asumare. Dacă tu ești un om asumat și liber, n-are ce să se întâmple rău, da? pentru că Până la urmă, cu toții învățăm. La tine, cumva, lecția asta a venit să spune puțin mai târziu. Probabil că regreți faptul că nu ai trecut prin lecția asta undeva mai devreme sau că n-ai luat această decizie undeva mai devreme și că ai pierdut ani sau că ai pierdut timp alături de o persoană nepotrivită. Dar așa cum îți spune și autorul, această rună te invită cumva să faci o foarte mare diferență între sex, adică între cineva cu care tu ai această atracție sexuală foarte puternică și dragoste, pentru că este o mare diferență acolo. Încă mai sunt la numărul 2 oameni care nu se recunosc anumite lucruri, mi se pare că încă sunt persoane care trăiesc o, o altă viață undeva din umbră, însă o să te rog să te gândești la lucrurile pe care le trăiești și la lucrurile pe care le faci, pentru că dacă tu nu-ți recunoști aceste aspecte și trăiești o viață dublă, triplă, Um, nu va fi bine. Pentru absolut nimeni nu va fi bine. Deznodământul întotdeauna în aceste situații este dezastros. Take a chance of love. The union of hearts. Avem aceste mesaje ale oracolului pentru viitorul tău. Nu uita să te ferești de apă în următoarea perioadă. Sau poate chiar trebuie să te ferești de apă în general, mai ales dacă sunteți oameni care nu știți să notați. The union of hearts, a love connection defies explanation. O conexiune de suflete, dar simt aici o conexiune de suflete gemene. Dar parcă mulți dintre voi ați întâlnit omul ăsta, ați întâlnit persoana asta și v-ați mai dorit încă o șansă, dar această șansă parcă este așa în Eter undeva. When we love, our lives are changed forever. Atunci când iubim, viețile noastre sunt transformate pentru totdeauna. Ofereți o șansă în dragoste. Deci iarăși sim două situații. O situație în care um, ați trecut. Ai lângă sufletul geamăn, deci ați trăit cu sufletul geamăn și v-ați despărțit, însă sufletul tot acolo a rămas și această situație în care pentru unii dintre voi putem vorbi despre venirea sau despre prezența deja unui suflet geamăn în viața voastră care v-a ajutat și vă ajută foarte mult să treceți peste această experiență astfel încât să înțelegeți ceea ce se întâmplă cu voi, ce se întâmplă cu viața voastră, ce se întâmplă cu trăirile voastre wow, dragul meu, numărul 2 excelentă citire, sper că te-au ajutat aceste mesaje să iei deciziile cele mai potrivite pentru tine și să trăiești în armonie cu tine casa a cincea înseamnă armonie și bucurie și recunoștință pentru tot ceea ce ai în viața ta pentru că este viața ta, nu este a nimănui altcuiva dragii mei, mergem mai departe la cei care ales cartea cu numărul 3 Salutare, dragul meu numărul 3 și bine te-am găsit la Cartea vieții Tale și la citirea ta. Aceasta este cartea pe care tu ai ales-o. Avem și un medalion aici. Mi-a plăcut foarte tare medalionul ăsta. Are ceva așa uici în el este. Ha, uite -l. Foarte interesant. Mă duce cu gândul la rubin, mă duce cu gândul la ceva protector. Hai să vedem. Te voi desface cartea aici în fața ta. Băi, mi-a spus cineva la un moment dat că de ce n-arăt cărțile, că clar le mușamalizez, adică clar le aleg eu. La ce suntem aici? La prezidențiale? Doamne, unii oameni lasă așa niște comentarii de nici nu știi ce să mai spui. Câteodată e bine să nu spui nimic. Bun. Dragul meu numărul 3. Mesajele din cartea vieții tale a sufletului tău. Ok. Limbi străine simt aici călătorii în lume și o să spun un lucru, dragul meu, numărul 3, dragostea pentru tine este o energie universală. Dragostea pentru tine este ceva pe cât de sacru, pe atât de umanist, nu știu, mi se pare că dragostea pentru tine este la o scară foarte mare, este la o scară largă. Voi sunteți oameni care sunteți extrem de creativi, vă ocupați cu arta, aspectele artistice, online-ul, sunt unii dintre voi care au început ceva nou pe online după mult timp și după mult curaj și așa mai departe. Foarte multe idei, 15.000 de idei pe minut avem aici. <laughs> o idee, o întrebare. O idee, o întrebare. Așa este la tine. Foarte multă activitate mentală, foarte multe frământări. Durerea cea mai profundă a ta a fost faptul că oamenii își bat joc de dragoste. Felul în care tu ai înțeles iubirea și felul în care tu ai înțeles dragostea încă de când erai copil a fost unic. Este ca și cum înțelegi dragostea dumnezească, înțelegi dragostea în spirit, înțelegi iubirea cum ar trebui practic să arate, iubirea dintre oameni, iubirea dintre doi parteneri. Anul ăsta și ție să știi că ți s-a schimbat foarte mult această um, concepție legată de dragoste și iubire. Cred că ai trecut și tu aici prin niște transformări destul de mari. Probabil te-ai resemnat pentru că acum ești în poziția în care chiar îți dorești să ai niște relații uh, potrivite, să creezi niște conexiuni sănătoase și potrivite. Și cum ai putea să faci asta decât dacă deja ai trecut prin cele nepotrivite sau ți-ai dat seama că ai luat și tu niște decizii nepotrivite la un moment dat. Love este prima carte din cartea sufletului tău și a vieții tale, totul practic se desfășoară sub dragoste la tine, sub iubire, sub afecțiune. Este ceea ce pe tine te face să simți că trăiești într-adevăr, chiar dacă, repet, înțelegi foarte bine dragostea și cumva ai ajuns la concluzia că nici un om de pe acest pământ nu poate iubi cu adevărat, pentru că noi nu știm ce înseamnă iubirea, adică nu totul este limitat cumva, nu știu cum să mă exprim. Da? Tu înțelegi această limitare a oamenilor, înțelegi că iubirea lor merge până într-un punct și poate și acolo există interese majore. O foarte puternică energie mercuriană. Planeta Mercur. O casa a gemenilor, în principiu, casa a treia, bagajul karmic. La tine este legat de comunicare, știință, cunoaștere, predare, mentorat, profesor, filosof, intelectual. Da? La tine totul ține de intelectualitate, la tine relațiile cumva se creează în primul și în primul rând dacă există această conexiune intelectuală, după care vorbim despre partea fizică și până ajungem la Suflet este drum lung căci toată lumea consideră că se îndrăgostesc de Sufletul Omului. De fapt, nu ne îndrăgostim de Sufletul Omului, pentru că Sufletul Omului este ceva sacru, este ceva foarte bine ascuns. Poți să vezi Sufletul unui om prin ochii acestuia, însă dacă n-ai niște cunoștințe sau trăiești doar așa ca să trăiești, n-ai de unde să-ți dai seama exact cum este Sufletul lui. Dar în principiu când ne îndrăgostim, ne îndrăgostim de această conexiune, ori intelectuală, ori fizică. Ne face plăcere să fim lângă persoana aceea. Fie că avem discuții constructive, fie că simțim o chimie sexuală, o energie acolo, da? Asta ne duce către ceilalți. Casa a treia, ca și bagaj karmic, semnul gemenilor, tot ce ține de comunicare. Nu te-ai simți niciodată înțeles. Felul în care tu ai iubit a fost prea mult pentru ceilalți. Pentru că, repet, nu iubesc ca tine oamenii. Nu cunosc iubirea așa cum o cunoști tu din alte timpuri, din alte lumi. Aici sunteți suflete foarte evoluate din punct de vedere spiritual, la trei. Și așa cum am spus, eu cred că viața voastră pe parcursul timpului va fi condusă de impulsuri în general și va fi condusă. Foarte mult și către alte țări, către alte tărâmuri, pentru că tu ai nevoie să răspândești dragoste în lume, tu ai nevoie să răspândești afecțiune, tu ai nevoie să răspândești mesaje în lume. De aceea nu te-ai simțit niciodată într-un loc că faci parte din locul ăla și că acolo este casa ta. Casa ta parcă este peste tot în lume, nu? <laughs> și cumva ai mesajul ăsta al Sufletului încă de când erai. Mic, mică, că aici, în lumea asta, ai venit ca să faci ceva măreț. Ai venit ca să ai o casă, dacă pot să o numesc așa, cam oriunde în această lume. Nu ești limitat de timp și nu ești limitat de spațiu. Ești un spirit care s-a născut liber și tocmai de aceea înțelegi dragostea și iubirea total diferit de cele mai multe oameni înțeleg dragostea ca pe o energie care la un moment dat trebuie să captiveze, trebuie să țină, trebuie să controleze, trebuie să uh, să țină din scurt pentru că fiecare om are această frică de a nu fi abandonat, de a nu fi respins. La tine, pentru că există această libertate și ți s-a dat această ocazie, sufletul tău așa a venit aici în planul acesta, înțelegi iubirea, repede la nivel universal. Iubirea nu trebuie să o ai neapărat numai față de partenerul tău. Degeaba o ai numai față de partenerul tău dacă nu o ai și către alți oameni. Este foarte simplu să iubești oamenii care te iubesc înapoi. Este foarte simplu să iubești oamenii care ți îți plac. Ce faci cu oamenii care nu-ți plac? Ești în stare pe aceea să iubești? Tu ai fost în stare să faci asta. Și este un lucru extrem de rar. Extrem de rar. Este un dar aici. da. Sunt sigur că ți-a adus foarte multe probleme sufletești. Sunt sigur că ai plâns foarte mult. Sunt sigur că te-ai simțit uh, ca și cum ești singura persoană de pe acest pământ care gândește, simte, face lucrurile altfel, dar... Așa a fost să fie, da? Foarte multe idei, gândești foarte repede, deci imediat prinzi ideea din mers, găsești soluții extrem de, de, de repede, oamenii sunt uimiți câteodată de perspicacitatea asta a ta și de felul în care reușești să treci peste evenimente și să rezolvi lucruri și cred că anul ăsta pentru tine a fost o lecție foarte mare legată de oameni în general, de conexiuni, de ce ar trebui să ai pe lângă tine ca să poți tu să crești. Cred că ai înțeles ideea principală că deși ai încercat să duci o viață normală și ai încercat să faci parte dintr-o relație, să te comporți normal, banal și așa mai departe, ți-ai dat seama că nu se poate. Nu se poate pentru că nu ești așa. Și cred că Treaba asta ți-ai recunoscut-o anul ăsta. Ai recunoscut că tu ai nevoie să rămâi un spirit liber. Pentru tine libertatea înseamnă putere, pentru tine libertatea înseamnă creativitate, creație, independență. Ești un om independent, un spirit independent care pe parcursul vieții va călători peste mări și țări. O să vezi că viața te va duce în foarte multe locuri. Cu foarte mulți oameni care au nevoie de tine și de prezența ta. Nu trebuie neapărat să ai o misiune spirituală aici. Deși sunt sigur că sunt și oameni care au această misiune spirituală, dar fiecare are misiunea lui. Și Dumnezeu te va duce exact acolo, linia ta, da? sufletul tău va cere să îl duci în acele locuri. Hai să vedem care este runa care vorbește despre viitorul tău. Bun. Aceasta este runa ta. Hai să vedem despre ce este vorba. Îți și ție din această carte. Tu ai trăit undeva prin Maroc sau Egipt în alte vieți anterioare. Bun, Runa pe care tu ai uh, ales-o aici, runa care ți-a ți căzut pentru viitorul tău, dragul meu numărul 3, se numește Manaz. Runa Manaz este numerotată cu cifra 20. Este runa generozității, a mamei și a capacității de a lucra într-o comunitate în armonie cu ceilalți. Eu sunt Manaz și vin să vă dau ceva mai mult decât individualitate. Este vorba de acele sentimente care implică generozitate și armonie. Sunteți acum capabili să vă identificați în cadrul unui grup social și sunteți recunoscut ca fiind cel mai popular. Atrageți toate privirile și vă lăsați iubit fără a pune piedici celor din jur. Ați înțeles în final că puterea adevărată vine din uniunea unui grup și nu de la o singură persoană. Vorbesc și despre dragostea maternă, ce vine din suflet și nu se schimbă niciodată. Poate ființa care va da viață se gândește la dumneavoastră și ar vrea să-i oferiți ceva ca semn al recunoștinței voastre. Puterea ta vine acum din apartenența la un grup social, și parte dintr-un întreg și te bucuri de ajutor din toate părțile. Eu aici Um, pot să-ți spun și pot să adaug faptul că în următoarea perioadă din viața ta uh, vei fi mult mai aproape de oameni, deci îți vei crea conjuncturi care să te ducă mult mai aproape de oameni. Dacă ești un artist, dacă ești un entertainer, dacă ești vlogger, blogger și așa mai departe, îți vei crea această comunitate sau o vei solidifica, să o spun așa, vei găsi variante în care să ajungi mult mai aproape de oameni. Și da, probabil și grupuri de telegram, WhatsApp și așa mai departe. Ceilalți te plac pentru că îi accepti așa cum sunt, cu calități și defecte dopotrivă. Dai dovadă de cinste și integritate, atât legat de familia ta, cât și în relațiile cu cei din jur. Se poate să devii un mediator corect într-un conflict și vei rezolva totul prin atitudinea ta. Oferi înțelegere și cer celorlalți să-și deschidă sufletul și să uite de certuri și neînțelegeri. Oricum oamenii vin la tine și se descarcă cu tot felul de probleme, nici nu trebuie să le cer asta și cred că ești sătul de treaba asta. Cei din jur te ascultă pentru că în acest moment tu ești cel care iei deciziile, ascultând de sfatul rațiunii. Una dintre marile fericiri ale acestei vieți este prietenia și una dintre fericirile prieteniei este aceea de a avea cui să încredințezi un secret. Runa este una specială. Însemnătatea ei diferă în funcție de modul în care apare. Dacă runa este dreaptă, ceea ce așa ți așa ți-a căzut, pentru cei care sunt implicați într-o relație este vorba de protecția și loialitatea pe care o arată partenerului de viață dezinteresat, din iubire, fără a cere nimic în schimb. Pentru cei singuri este vorba de gesturile pe care aceștia le fac față de o persoană dorită, dar care este posibil să nu le răspundă la fel. Dacă runa este întoarsă, este vorba în amândouă cazurile de faptul că există o persoană în viața lor care le este loială și face totul din iubire. Runa manaz, iată, conceptul de dragoste și de iubire dus la un nivel mult mai amplu, mult mai personal, mult mai spiritual. Pentru tine iubirea și dragostea poate să fie pentru orice persoană. La tine dragostea începe dintr-o prietenie și vezi tu că spiritul ăsta liber al tău nu își pune bariere, adică eu nu trebuie să fac dragoste decât cu persoana cu care sunt într-o relație serioasă, adică nu vezi lucrurile în felul ăsta. Dragostea este pentru tine ceva ce foarte puțini oameni pot înțelege. Tocmai de aceea tu faci parte dintr-o familie mică aici de oameni. Cu toate astea vor fi oameni care îți vor urma sfaturile, vor fi oameni care te vor um, idolatriza chiar și vor fi oameni care vor dori să vorbească cu tine și să împărtășească multe aspecte din viața lor pentru că mulți dintre voi aveți această putere de vindecare și de ce vindecați? Tocmai pentru că iubiți. Iubirea, frecvența iubirii este cea mai mare frecvență a vindecării până la urmă. Consider your foundation ok Look at how committed you are to love. Uite-te cât de loial ești iubiri. Foarte frumos. Loialitate. Da. Sunt și ceva amintiri din copilărie aici. Probabil ai preluat ceva de la părinții tăi sau ai preluat ceva, bineînțeles, din familia ta. Romance este cea de-a doua carte. Lavish the one you love with personal attention and affection. Copleșește-l pe cel de lângă tine cu dragoste și cu atenție și cu afecțiune. Cred că tu, tu primești, primești și tu din partea acestei persoane, dar așa cum ți-am citit mai devreme, s-ar putea să existe o persoană în viața ta pentru care tu ai sentimente puternice, dar nu ți se răspunde în același mod. Dar ești mulțumit sau mulțumită cu cât ți se răspunde pentru că pentru tine prietenia este mult mai important, adică afecțiunea asta, dragostea asta, decât să îți pui așa o ștampilă și să etichetezi fericirea ta doar prin prisma unei relații serioase. Iată, aceste două cărți le avem și lucruri legate de casă. Eu cred că în următorii 2-3 ani vei avea un alt cămin. Așa mi se transmite să știi că vei avea un alt cămin. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei citiri. Am obosit puțin, sincer, uh, datorită mesajelor care mi-au venit. Uh, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați urmărit și sper ca toate aceste mesaje să contribuie la liniștea voastră, la dezvoltarea voastră și să aduceți în viața voastră relații mult mai... Uh, mult mai sănătoase. Dar, în primul rând, voi să fiți sănătoși, trup, minte și spirit, și să, indiferent cum ar fi să trăiți liberi. Libertatea este cel mai frumos, dar. până data viitoare când ne întâlnim, vă doresc toate cele bune, să aveți mare grijă de sufletul vostru și vă doresc o toamnă minunată. La revedere!